Scandal într-un sat din Mehedinți, unde zeci de localnici s-au trezit că nu vor mai putea ieși din curți. Totul după ce lucrările de asfaltare au ridicat drumul chiar și cu o jumătate de metru. În aceste condiții, sătenii spun că le va fi foarte greu, chiar imposibil, să iasă din curți cu vreun mijloc de transport. Sună-ne, eu nu am telefonul șefului tău. Să vine proiectantul, să vine șeful de lucrare. Sătenii din Nopteșa sunt mulțumiți că nu vor mai merge prin gropi, dar nu știu cum vor mai ieși din curți. Deși mai este ceva timp până când lucrarea va fi terminată, pentru cei bătrâni este deja un chin să iasă la drum. În unele zone, diferențele de nivel sunt chiar și de 50-60 de centimetri. Are 70 de la drumul normal, cum a fost, și încă se mai ridică încă 30. Deci față socoteala vine exact un metru. Cum să nu fii supărat? Cum poți să ieși cu mașina de aici afară și nu se poate face un pont, nu se poate face nicio improvizație de moment ca să poți să ieși? Eu al altării căzut aici, o gălesc cu apă cu tot. Am pe a bătrână care nu vede, acum a ieșit și ea pe afară să mai prime, cum să iese ea că nu vede? Constructorul drumului spune că nu face decât să respecte proiectul. Nici răspunsul celor de la primărie nu lasă să se înțeleagă că se mai poate schimba ceva. Sunt prevăzute în proiect și podețe pentru gospodăriile oamenilor? În proiectul acesta nu. Nu sunt prevăzute, nu e prevăzut decât podețe transversale pentru scurgerea apelor și șanțurile de pământ. Sunt anumite persoane care, până la ora actuală, se sesizau faptul că își rupeau mașinile prin gropile pe care existau la vremea respectivă. Nivelul de ridicare la nivel de drum nu se poate face asfaltarea până nu se face pregătirea drumului. Pentru asfaltarea 2 km de drum comunal, primăria a scos din buget circa 350.000 de lei.